Bine ați venit! Mă bucur că suntem din nou împreună. Iată, a trecut un an, de când tot în acest cadru și aproape în aceeași formulă, ne întâlnim ca să socializăm. Ne amintim că poate simțim la fel, gândim la fel și ne place să dăm un pahar într-o casă deschisă cu părțile lare, artei, culturii, poeziei, muzicii. În 11 ani, de când ASEC este o firmă pe, hai să spunem, de orbita culturală a orașului, chiar dacă aceste cuvinte par foarte pretențioase. Astăzi este prima zi, ceea ce numim noi zilele ASEC. Mâine urmează un concert de muzică folk, apoi ne vom întâlni cu teatru, sâmbătă, duminică încheiem din nou în acordul muzical. Dar astăzi am propus o întâlnire între artele vizuale și poezie. Și pentru că nu se putea mai bine decât să citim versuri dintr-un volum care se numește Strada Bețivilor, poate de ce suntem toți aici, probabil o să aflăm, avem un numitor comun. Probabil că asta m-a stimulat și atunci când am deschis cursa de culori și pensule. Am să mă opresc aici, îi mulțumesc domnului Alin Ișan, care este un suflet generos, un apropiat al celor care simțim în felul ăsta. Și am să rog pe prietenul meu, Robi, să spună și el câteva cuvinte, pentru că tocmai mi le-am terminat. Atunci când am terminat ultimul tablou desemnat, acum câteva zile. Robi, curaj! Da, să încep de la ultimul cuvânt pe care l-a spus Sorin, anume curaj. Încă de când am văzut afișul, pentru că până azi n-am văzut decât afișul de la Casa Studențească. Lasă-l așa. Cred că, deci, am venit să văd cu multă curiozitate ce se întâmplă și ăsta este, cred că, singurul cuvânt care definește, sau dacă vrem să definim într-un cuvânt, curaj. Florin Oprea a atrocit mult ideile astea, cred, sau poate așa a lăsat impresia. A venit cu lucruri noi, surprinzătoare și valoroase. Mie îmi place mult pictura modernă, sper că toți dintre noi suntem deschiși către pictura modernă. Și a făcut așa între gestualism și mergând până la arta abstractă, presărat pe aici, pe acolo, cu un pic de dripping a la Jackson Pollock, totul se încadrează în arta, în arta modernă. Și îi spuneam lui Sorin, înainte de vernisaj, că mă bucur că a apărut cu lucrările astea. Era nevoie în peisajul Oejului de un pictor brut, puternic, curajos, modern. Arta Oejului are mare nevoie de un pictor curajos ca să limitez discursul meu sau să țin discursul meu în jurul acestui lucru. Felicitări, sincer! Invit pe domnul Renco, puncteze ce a încercat Robi să ne spună. Mulțumim că este micul cunoscut. M-ați cam prins într-o pasă proastă astăzi, dar fiind ziua pe mine, totuși aș putea să zic ceva și să leg expoziția și temele tablourilor de ziua de 8 martie. Anul trecut am spus că așteptăm lucrările viitoare ale lui Oprea pentru că promitea, prin îndrăznelile pe care le-am văzut în tablourile de atunci, promitea ceva și uite că astăzi sunt și eu surprins de ceea ce expune în această seară. Eu aș remarca și tendința expresionistă a lucrărilor și e bine că ne întâlnim, vedem lucrări de asemenea valoare și aș încheia, ca și anul trecut, cu aceeași
frază, aș vrea să văd și anul viitor o expoziție în care să vedem progres în ceea ce expune opera asta. Într-adevăr, expoziția este modernă și surprinzătoare. Felicitări și, așa cum am spus, așteptăm evoluțiile viitoare. Mulțumesc! Se spune că arta plastică vorbește de la sine, așa că nu o să mai vorbim nimic despre povestea asta. În schimb, cuvintele sunt întotdeauna prea puține atunci când vorbim despre literatură. V-ați prins. Ne citește Marian Bubo. Bună seara! Este a treia oară când citesc în acest local foarte frumos, numit Aztec, din punctul meu de vedere, un local ideal pentru întâmplarea momentelor culturale. Am înțeles că este al 11-lea an în care se întâmplă zilele Aztec, Aztec Cafe, să spun așa, sau cum se cheamă ele. În afară de acestea, am înțeles că se întâmplă lunar, sau cel puțin de două ori pe lună, dacă nu, în următorul concert pe folk. Deci este una dintre instituțiile culturale al acestui oraș. Din păcate, în orașul nostru, cultura aparține, să spun așa, privatizațiilor, oamenilor cu inițiativă, oamenilor cu suflet, cum este și domnul Alin, cum mai sunt și alți domni în acest oraș. De aceea am acceptat cu plăcere invitația lui Sorin să citesc din noua mea carte, care are un titlu bun de citit, în Chiar și într-o cafenea, Strada Bețivilor, poeme de iubire. Suntem destui locuitori a acestei străzi, nu, dar bineînțeles, suntem sub semnul anonimatului, nu ne numim, pentru că bețivii adevărați nu se numesc, ci se citesc. Voi încerca să vă citesc câteva poeme, nu foarte multe, nu foarte puține. Sorin o să facă semn când va trebui să mă opresc. Boicot. De când mă știu, locuiesc pe strada Bețivilor, cea mai profundă stradă din oraș, dar și cea mai neglijată de autorități. Să nu mă înțelegeți greșit, pe strada noastră avem de toate, grădiniță, școală, cabinet medical, farmacie, cinema, curent electric, canalizare, apă, gaze, ba, pe un tâmp a răsărit și un schip. Din păcate, niciun candidat la municipalitate nu a cuprins în vreodată într-un nou său electoral edificarea unei cârciuni, unei anumite de bodegi, sau măcar unui local la pahar, care putea fi ridicat lesne din toacele butoaielor de care se împline toate curțile noastre. De aceea, noi, cetățenii străzii Bețivilor, nu am votat niciodată. Știe domnul primar. Pentru că nu am votat niciodată, ne situăm în afara istoriei locale. Însă și noi, locuitorii străzii Bețivilor, avem dreptatea noastră în lupta pentru construirea unei cârciuni de către municipalitate. Și noi plătim taxe și impozite, și nouă ne pasă de oraș. Și atunci, de ce suntem nevoiți să bem pe alte străzi fără istorie, la mare depărtare de casele noastre, cu multe, multe riscuri? Știe domnul primar că cetățenii străzii Bețivilor și-au aflat sfârșitul pentru că la întoarcere spre casă au căzut în șanță ca niște tranșele ale ultimului pahar, ca niște copice lovite de o bilă ucigașă. Știe domnul primar. Bine, acest poem merge în fiecare oraș, nu mai în Petroșani, pentru că avem ceva cu domnul primar de aici. Plin de pământ, grele zile au ajuns să trăiască Bețivii, au fața plină de sânge, că-și trăiesc doar pe muchile ascuțite de sticle ale nopților și zilelor. De la un timp sunt plini de pământ, că-și trăiesc între rădăcini înspăimântătoare, periculoase ca niște tentacule. Cu greu mai pot ieși dintre aceste rădăcini. Unii nici mai vor sau s-au obișnuit cu subsolul. Ochii, gura, nasul, urechile sunt pline de pământ. Pământ roșu lângă oanele ochilor, pământ galben pe obraș și nas, pământ negru prin vene și artere. Oare cât să fie de când Bețivii s-au retras la răcoare, la răcoare, între rădăcini? Cât să fie de când florile, cereale, fructele au gust și miros de alcool? Spiritul negru
de la un tip de moral și fără de blagă, deloc spor și apăutură, de parcă nu avem țuri, de țirii stau cu capetele de mase, pe mese resemnați, văzut din ceruri pe niște condamnați la decapitare, cu gâtul de lemn, apăvutul cu gândul lui. Ai, spiritul negru e mai dușman ca trezirea. Mariane? Da. Cumva puțin. Te rog. Nu. Mulțumim. Era treia și... am zis din nevoie. Trei culori. Paharele erau tricolore. Halbele erau tricolore. Carafele erau tricolore. Sticlele erau tricolore, butoaia erau tricolore, băutura era tricolore. Și atunci, cum să nu șugască pe țirii patria? Patria lor. Și-au iubit în egală măsură patria și băutura. Patria pentru vinile și livezile sale rodnice. Băutura pentru vinile și livezile din care s-a născut, nici că se poate. O lecție mai frumoasă de patriotism. Câteva poeme de elemețivilor, dar vreau să-mi aceste niște poeme de elemețivilor. Iubito, mă pregătesc de război. În noaptea asta îmi fac cazemate sub ceașaf. Voi pune artileria pe poziții. Îmi voi șterge ochelarii de praf și nu mă voi lăsa asaltat de indispoziții. În noaptea asta voi pactiza cu inamicele. Le voi închide părul pe pernă. Poate să tragă în noi toate gloanțele și alicele, ne vom iubi camuflat la chibrit și lanternă. În noaptea asta voi da noi bere, îți voi trece marș forțat sânii ca munții, te voi iubi, domnișoare, femeie, muiere, până când vor face instrucție în tine, recruții. În noaptea asta sigur nu voi dormi în post, cu limba voi trage pe coapse trasoare, vei fi avionul meu de luptă low cost, cu care voi face looping-ul din pat până la soare. În noaptea asta voi păzi depozitul de muniții. Iscoatele ne vor aduce vești de asalt. Au înnebunit femeile ușoare și chibiții. Ne desenează iubirea șotron pe tranșee de asfalt. În noaptea asta trebuie să am grijă, să nu te prinde dușmanul descoperit, te acoperi cu mine. Dar și așa, va pătrunde în tine o schijă până în inima ta, până la iubirea de sine. Expoziția lui Sorin, parcă se numea, se numește Muză. Care se amuză? Am și-o două poezii cu muze, nu știu cât se amuză. Întâmplător, nu ne-am vorbit. Mm-hmm. Pentru muză, ai cal pe iubire ca pe o sticlă de șampanie spartă. Poezia pe bază de muze. Undeva, în orașul de la capătul poeziei, sunt ultimul poet care funcționează pe bază de muze. De aceea poezia mea așa de iubită. Ca la o locomotivă cu aburi alimentate cu cărbuni și lemne, se strâng cititorii mei, curioși de poezia cu muze. Când era mică, fiica mea spunea, tata funcționează pe bază de pupe. Deși a trecut ceva timp, mari schimbări nu s-au produs în viața și opera mea. Muza de porțelan, chiar trei poezia. În orașul de la capătul poeziei, poetul avea o muză de porțelan. Aceeași muză, bine-o, al tinereții sale casante. Cinco poezie și cred că ajunge pentru prima zi a zilelor Aztec. Doamna mai frumoasă. Eu nu mai fac de astăzi nebunii. Eu nu mai fac de astăzi nebunii, nu mai miros al câmii, nu mai mângui frunze, doar buzele mi le lipesc de sânii ce smângează degetele lumii. Eu nu mai fac de astăzi nebunii, nu mai sărut nici buze, nu mai mângui coapse, nu mă mai bat cu daci, nici cu hunii, doar buzele mi le lipesc de sânii. Eu nu mai fac de astăzi nebunii, nu te mai am în brațe, nu mai joc în farse, nu-mi pasă ce vor zice unii, când buzele mi le lipesc de sânii. Eu nu mai fac de astăzi nebunii. Nu mă mai joc la zar, nu mai sunt tras de ațe, de astăzi eu cultiv la lele, liliac, petunii, în grădina dulce dintre sânii. Eu nu mai fac de astăzi nebunii. Eu nu te mai dezmierg, nu mai păzesc nici marea ca un far,
Cobor din mine în tine, talpastre funii, ca să sărut din zbor doar sânii. Vă mulțumesc, eu cred că a fost să sărut.